numesc Artur Botnari, sunt din satul Hulboaca, comuna Grătiești, sunt căsătorit, soția Natalia, băiatul mai mare Ciprian, băiatul mai mic Cezar. Să vă spun sincer, îmi place să atrag atenția asupra mea. Chiar și la serviciu, în autobus, unde a fi, îmi place să fiu un showman. Dintr-o parte îmi pare că e binișor. Soția nu mă susține, relațiile cred că s-au îmbunătățit. Cu toate că așa, nu pot să vă spun 100% cât îs. Ca, după părerea mea, cred că cântarul s-a înclinat spre pozitiv. Niște vecini făceau tencuial acolo și zice, domnul Artur, ia ca dumneavoastră, dacă ați câștigat jumate de milion, ce ați faceți? Dar eu am spus așa cuvinte, băi băieți, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Da, eu am încredere, psihologic omul trebuie să-și pui un obiectiv și să pregătească pentru asta. Dar, într-același timp, eu mă țin de principiile olimpice. Cer cu un mini-show, o parodie, așa să zicem, televizată pe showmanii Mircea Marco și Adrian Ursu. Artur, hai, scena e a ta, să te vedem. Începem. Compania Art Pictures prezintă Art Show cu Mircea Marco. Se numește Nunta Show. Acum, merge imaginea. Mircea aplaudă. La mire, adică amar ar suna, dar la, în versiunea mea ar fi ham, 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 ham. E ca așa noi ne împăcam. Ați înțeles? Acum, a doilea, e punerea banilor. Banilor la masa mare. La masa mare, da. Voi doar sunteți, de ce? Și acolo, nănașii mai ales, pune cu jele acolo 2000 de euro. Și cu buzunarul gol plec acasă, gol chistol. Asta e. Acum, trecem și la domnul Ursu. Știți toți cânticul Țărâncuță, Țărâncuță. Acum noi l-am perefrazat. Când iese vadea la cosit, pleacă și ursul adormit. Când fie ce duminică, el cântă, 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 cântă la nunț. Mai departe. Da. Artur, spuneți. Ai tot respectul și aplauzele acestei sări. Despre țărnă ceva. Despre țărnă? Poți spune și despre țărnă. La ciocana! Bei gin cu cana dacă vii cu sticla ta. Da, bun, e bine. Văd că m-ați crucificat acolo, da. Despre Tania, despre Tania. M-ați răstignit. Ai, despre Tania. Despre Tania, eu tot m-am gândit un compliment. Nu mai vezi așa, elegant. Elegant de tot. Elegant. Sunteți o dulceață, că știți de ce. Probabil din cauza publicităților pe care le mai face. Asta și-am vrut să accentuez. Vrei să vorbești de domnul Munteanu, puțin. Sunteți un tezaur al Republicii Moldova, care noi nu mântrim cu noi. Și uite că dulceața și tezaurul te-au răstignit. Noroc de țărnă că mai este pe lumea asta. Țărnă e la urmă la toți. Artur, îți mulțumim din suflet că ai venit. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi. Și totuși eu cred că noi putem revizui X-urile astea. Maestre. Eu am spus de-acum nu. Dar pe dumneavoastră vi s-a spus, revizuiți. Ce faceți voi aici? Facem altul. Domnul Mihai a spus nu, asta trebuie să spun eu. Eu spun da.
Exact, Artur. Exact ca la nuntă. Vrei să fii soția mea? Știi? Artur. Cred că Artur are soție, așa. Încă nu m-am divorțat. Da, Nico, eu ca să nu merg împotriva mea, eu îți dau ție un da, fă tu ce vrei cu daul meu. Artur, tot show-ul nostru vine cu mult zâmbet, cu mult umor, chiar dacă unele poate de ale tale nu au fost pe... La așa e, la prima dată, первый блин всегда комом. Artur, noi sigur ne revedem data viitoare pentru că ai doi de da! Oh!